Eveniment cu totul special într-o comună din județul Botoșani. Astăzi, la Hlipicene, a fost dezvelit un monument impresionant dedicat eroilor locali căzuți în luptele pentru apărarea patriei din cele două războaie mondiale. La ceremonie au fost prezente atât oficialitățile județene și locale, dar și reprezentanți de seamă ai clerului și ai statului român, printre care și consilierul prezidențial Ion Oprișor, dar și arhimandritul Ciprian Grădinaru. Peste 160 de ostași din comuna Hlipicene au căzut la datorie în cele două războaie mondiale. În onoarea acestora, dar și a veteranilor de război care încă mai sunt în viață, a fost organizată o ceremonie cu totul specială, cu participarea trupelor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și a MAI. Mai precis, a fost dezvelit un ansamblu monumental dedicat eroilor din Hlipiceni, care cuprinde inclusiv un avion de vânătoare. Monumentul, în ansamblul său, cuprinde statuia soldatului român, sculptată de sculptorul Ion Lozan din Republica Moldova. S-a ținut ca în cadrul monumentului să avem și prezența unui obuzier calibru 122 demilitarizat și disponibilizat de la Armata Română și o mare dorință a părintelui a fost să avem în cadrul monumentului și un avion, simbolul de asemenea al aviației militare române, un avion Delfin L-29. Totodată, am spus noi, poate prezența avionului va aprinde în tot mai mulți tineri din comuna noastră placăra dorinței de a urma arma aviației militare. Acest monument a fost realizat prin strădanii arhimandritului Ciprian Grădinaru, originar din localitatea Hlipiceni, dar și a autorităților locale cu sprijinul MAPN. Ca fiul al satului am căutat să scot în evidență localitatea și mai mult decât eroii neamului nostru și eroii acestui sat, care, deși sunt într-un număr foarte mare, au fost până acum trecuți așa într-un anonimat. Nimeni nu le-a consacrat un monument cum se cuvine, nimeni nu le-a închinat un monument așa cum se cuvine eroilor neamului nostru. A fost datoria mea morală și mi-am asumat-o și am bucuria și trăiesc în aceste momente o bucurie deosebită că mi-a ajutat Bunul Dumnezeu să-mi îndeplinesc un vis față de trecutul acestei localități. La eveniment a fost prezent consilierul prezidențial Ion Oprișor, dar și oficialități ale județului Botoșani, care au vorbit despre eroismul soldaților decedați pe câmpul de luptă și necesitatea omagierii acestora. Jertfa lor, alături de cea a celorlalți români căzuți la datorie pe timpul războaielor, sau mai recent, în cadrul de operații în care Armata României a fost sau este prezentă, trebuie să constituie pentru noi toți un exemplu al iubirii de țară și popor, al dragostei și legământului față de via strămoșească și drapelul național. Totodată, imaginăm astăzi pe veterani de război, printre care și pe cei din localitatea Hlipicen, o parte dintre ei prezenți aici, pentru forța, sacrificiu și devotamentul de care au dat-o la lucrurile. Mă înclin, respect în fața lor, și le mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce au făcut. Părinte Ciprian Grădinaru, vă mulțumesc pentru darul de suflet pe care l-ați făcut comunității din Hlipiceni și pentru ceea ce faceți zi de zi ca această frumoasă localitate să se dezvolte. Eroii au un loc aparte în inimile noastre. Județul Botoșani a pierdut în cele două conflagrații mondiale peste 14.000 de fii. Oameni bravi, dârzi și curajoși, 167 erau din Hlipiceni. Asistăm astăzi la dezvelirea și sfințirea monumentului dedicat eroilor neamului românesc căzuți pe câmpul de luptă în primul și al doilea război mondial din comuna Hlipiceni. Un emoționant prilej de a cinsti cu recunoștință memoria înaintașilor noștri. Totodată, veteranii de război rămași în viață au fost omagiați și au primit distincții din partea statului român ca semn de recunoaștere pentru efortul lor. Maior în retragere a Mariei Vieriței Neculai, veteran de război. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare și retragerea fanfarei militare.
La ceremonie au participat sute de săteni, elevi militari, trupe ale MAPN și MAI, dar și numeroși oficiali ai MAPN.